Temperează și producția de temperatură, ca să zic așa. Aici este aspirina, este ibuprofenul și panadolul sau paracetamolul. Aspirina. Ea nu trebuie să fie folosită ca antitermic decât după 15 ani. Deci între 0 și 15 ani nu se folosește aspirina. Pentru că în condițiile unei infecții virale, care mai ales dacă este gripa, poate să determine așa zisul sindrom REI, care este de regulă mortal. În câteva ore sau o zi, două. Deci o complicație foarte severă acestui tratament, scrie și pe prospect. Folosim ibuprofenul în doze de 7 până la 10 mg pe kilogram și pe doză și paracetamolul sau panadolul 10-15 mg pe kilogram și pe doză. Se dă la interval de 6-8 ore, putem repeta acesta și în funcție de vârsta copilului putem da la intervale mai mari sau mai mici. Putem alterna, pentru că și aici există o discuție. Este acum o modă. Exact. Nenorocirea e alta cu alternatul. Deci alternatul, trebuie să-l înțelegem, că dacă are acum 39 de grade cu ceva și se simte rău copilul, i-am administrat unul din aceste medicamente pe cale orală sau pe cale rectală. Dacă mai dau pe cale orală și antibiotic și altceva, atunci e bine să păstrăm, să folosim pentru antitermic calea rectală. Pentru că se pretează foarte bine. Ca să nu cumva să încărcăm prea mult nota, mă refer la multe medicamente, pe cale orală și să verse copilul și atunci nu poți să-l tratezi nici cu antibiotic dacă are nevoie de antibiotic și trebuie să apelez la branulă și să fac tratament intravenos dacă are și o pneumonie, de pildă, care trebuie tratată și cu antibiotic, dar care poate fi tratată pe cale orală, dar să nu verse copilul, dacă verse numai. Asta e un lucru. Deci, se administrează unul din antitermici. Dacă după 4 ore febra se menține sau reapare, atunci pot să dau celălalt antitermic. Și după alte 4 ore se întâmplă la fel, se menține febra, pot să-l dau pe prim. Asta înseamnă alternanța la 4 ore. Care e cazul? Că pacientul nu mai face febră. Și părinții continuă, este una din mari de greșeli, continuă să-i dea la 4 ore aceste antitermice, preventiv. Nu tratăm febra preventiv, o tratăm curativ. Tratamentul alternativ se face când se menține febra ridicată, pe care vrem să o coborâm. Nu se face că a avut febră, a scăzut și o continui să-i dau la patru. Bineînțeles. Încet, ce realizez? Intoxicații. Sau ce realizez? Printre cazurile care duc la hipotermie, eu m-am dat chestia cu răcirea mediului, exemplu. Dar poate să fie și excesul de antipiretice. Deci au și efecte toxice. Doza trebuie să fie dată după prospect.